Urmează ora decisivă. Rămâi alături de noi. Doamnelor, domnilor, bun găsit la ora decisivă, unde vorbim deschis despre actualitatea zilei. Suntem Ileana Gheorgheu și Bogdan Bulbeș. Vă mulțumim că sunteți și astăzi alături de noi. Începem! Au început zilele Constanței de astăzi și până pe 21 mai orașul va vibra pe muzică pentru toate gusturile. Vor fi organizate expoziții, ateliere de creație, parade stradale, activități sportive și vor fi proiectate filme în aer liber. În fiecare seară, Piața Ovidiu va găzdui super concerte, iar autobuzele etajate, scene mobile. Toate detaliile despre acest subiect vin în continuare de la Hari Gromoșteanu, una dintre vedetele care vor urca pe scenă pentru a prezenta acest eveniment. Bun găsit, Hari! Bun găsit, dragi prieteni! Într-adevăr, Constanța se pregătește începând de astăzi de o mare petrecere care va dura 5 zile. Vor fi scene în majoritatea zonelor din Constanța, în principalele zone, ca să spun așa. O scenă mare va fi în Piața Ovidiu, unde voi prezenta și eu unul dintre spectacolele pe 21 mai, chiar de Constantin și Elena. Avem invitații de seamă ai muzicii românești, vine Delia, Elena Gheorghe, Jean Gavril, The Motans, Ionuț Galani. Vin și mulți artiști constanțeni, am văzut. Foarte mulți artiști constanțeni, ceea ce este foarte bine. Ansambluri, pentru că va fi și o paradă etnică, ca să spun așa. Vom avea parada costumelor. Vor fi și cei de la turcotătari, greci, eu sunt curios să văd spectacolul de drone. Chiar sunt curios să văd spectacolul de drone. Repetiția generală pentru acesta va fi pe 20 mai, seara. Interesant. Vor fi și spectacole pentru copii, așa că părinții sunt invitați și ei. Este invitat absolut toată lumea. Că sunteți din Constanța sau nu, vă așteptăm cu mare drag la acest festival, că îi spun așa pentru că durează 5 zile, vă așteptăm să ne distrăm împreună la Constanța. Cartierul central cumva va fi în Piața Ovidiu, acolo se vor petrece cele mai multe evenimente? Acolo va fi zona zero a distracției? Eveniment. Da, exact. Constanțenii sunt invitați la distracție, timp de 5 zile. Hari, mulțumesc pentru intervenție. Ne vedem în piață. Vă aștept cu mare drag acolo. La revedere. Numai bine. Așadar, multe zile de distracție, dar distracția vine și cu câteva restricții în trafic și se simt încă de astăzi. Fii atent aici, că e grav. Eu știu că am fost în centru astăzi pe la prânz și m-am întâlnit cu aceste restricții cumva. E grav, am lăsat mașina la un kilometru de loc în care trebuia să ajung. N-a fost nicio problemă, am mai mers pe jos, nu e problemă, dar văd aici că avem restricții pe Bulevardul Tomis între Bulevardul Ferdinand și Strada Traian, inclusiv la intersecția cu Dragoș Vodă. Între 17 și 21 mai 2024, Piața Ovidiu va găzdui o serie de evenimente culturale și se vor lua următoarele măsuri de blocare a arterelor de acces. Avem strada Arhiepiscopiei la intersecția cu Crângului, Revoluției din 22 decembrie 1989 cu Piața Ovidiu, Revoluției cu strada Crângului, Canarache, Mircea cel Bătrân, strada Traian, Bulevardul Tomis la limita Piaței Ovidiu cu parapet de beton. Deci, uite, restricțiile auto vor funcționa zilnic în interval orar 15-23, iar cele fixe, formate din parapeți de beton, în perioada 17 mai 2024, ora 7, până la 22 mai 2024, ora 7. Deci avem mare grijă pentru cei care ajung în centrul orașului în această perioadă. Mai degrabă să lase mașina acasă și să ia autobuzul? Sau bicicleta? Să vină cu bicicleta sau... Da, sau să meargă pe jos. Urmează weekendul totuși. Este o perioadă în care ne putem relaxa, putem merge și pe jos, mai ales dacă vremea se va îmbunătăți. Astăzi a plouat un pic, dar meteorologii anunță vreme bună în acest weekend. Ce trebuie să mai știe telespectatorii? Că luni, pe 20 mai, va avea loc o repetiție generală a spectacolului cu drone, despre care aminteai și tu mai devreme, care implică închiderea parțială a străzii Lebedei între restaurantele Conac și Filicori Zecchini. Așadar, luni, 21 mai, între orele 23 și 00 și miezul nopții.
Și dacă tot vorbeam despre bicicliști, atenție că prima pistă de biciclete din Constanța, amenajată acum aproximativ 8 ani, va fi desfințată temporar tot pentru acest eveniment. Vorbim de pista de pe Bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între Capitol și Lupoaică. În această zonă vor avea loc mai multe evenimente dedicate zilelor Constanței, iar pentru buna desfășurare a acestora, pista nu va putea fi folosită până pe 21 mai. Ca alternativă, cei care preferă să se deplaseze cu bicicleta au la dispoziție strada Mircea cel Bătrân, unde este de asemenea amenajată o pistă de biciclete. 85 de ani de tradiție și excelență, Nava Școală Mircea este sărbătorită astăzi la peste 8 decenii de când a intrat în serviciul Forțelor Navale Române. A parcurs 10 de mii de mile marine, a traversat un ocean de două ori și a pregătit câteva zeci de generații de ofițeri și marinari. Bătrâna doamna Marinei Militare a fost sărbătorită astăzi cu fast și onoruri militare. Pe 17 mai 1939, bricul Mircea a intrat pentru prima oară în rada portului Constanța și a fost folosit ca navă școală de toate generațiile de marinari militari. Cea mai longevivă navă a Marinei Militare Române a fost construită în 1938, în șantierul naval din Hamburg. Are o înălțime maximă de 44 de metri și 23 de vele, ce însumează peste 1700 de metri pătrați. Este nava sufletului meu, nu doar după construcția și modul în care arată, ci și ce inspiră, poveștile care se află în spatele ei. Va fi prima mea etapă ca formare și doresc ca la finalul Academiei să fiu alocat la bordul unei nave militare. Eleganta navă a fost supusă în ultimii ani unui amplu proces de modernizare în vederea executării cu succes și în deplină siguranță a voiajelor de practică ale studenților Academiei Navale Mircea cel Bătrân. În mod tradițional, comandantul bricului este un fost cadet care a navigat pe el, iar schimbările se observă de la o generație la alta. Personalul este mult mai tânăr. Ofițerii care sunt în subordinea mea, toți sunt foarte tineri. Avem la bord tot ce ține de navigație, de condiții, de determinarea condițiilor meteo, comunicații satelitare. La ceremoniile de astăzi au participat reprezentanții ai armatei, foști comandanți ai navei, studenți și elevei școlilor navale și veterani ai Marinei Române. Tatăl meu a fost ofițer de marină, a absolvit Academia Navală în 1942 ca șef de promoție. A participat atât ca ofițer de marină pe bricul Mircea la exercițiile de școală în timpul războiului chiar. Nu putem să spunem că suntem o națiune maritimă, cu simț maritim, dar Mircea contribuie din plin la dezvoltarea și la dezvoltarea spiritului maritim. De când se află în serviciul Marinei Militare Române, nava a făcut escale în peste 150 de porturi din lume, iar la bordul său au fost instruite peste 75 de generații de marinari militari. În plus, sute de cadeți străini au participat la programele de pregătire marinărească organizate la bordul navei Școală Mircea în timpul marșurilor de instrucție pe mările și oceanele lumii. Delfinariul din Constanța are o nouă vedetă, un pui de delfin născut în captivitate. Baby a primit deja aplauzele publicului ieri, în timpul primei sale reprezentații. Toți ochii au fost pe micul exemplar de delfin care învață de la mama lui să facă salturi și să salute spectatori. Delfinariul a fost închis până astăzi pentru că puiul avea nevoie de liniște și monitorizare. Acum are 2 luni, se simte foarte bine și este iubit și protejat de toți delfinii din bazin. El este primul pui de delfin născut viu în captivitate de la construcția delfinariului în urmă cu aproape 70 de ani. Mămica lui este Chen Chen, are 18 ani și a fost adusă din China în urmă cu 14 ani. Timp de 2 luni a stat lipită doar de pui, însă de câteva zile a început să-l lase liber prin bazin. E durduliu, sănătos, se hrănește bine, mămica lui are destul lapte să-i ofere și noi avem grijă de chestia asta, hrănindu-o destul de bine ca să aibă și de unde să producă lăpticul necesar. Angajații sunt atât de precauți încât, ca să nu intervină în relația mamă-pui, nu interacționează cu micuțul mamifer sub nicio formă. A început doar în nota, nu făcea prea multe, stătea foarte mult pe lângă mămica lui, dar în ultima săptămână, 2 săptămâni, am observat că a început să devină mult mai independent, se joacă singur, este foarte jucăuș și este exact ca un copil.
exact ca un copil. El acum descoperă lucruri, descoperă corpul lui, descoperă ce poate să facă. Deocamdată Baby, așa cum îl cheamă pe micuț, învață prin imitare ceea ce face și mama lui, însă este prematur să se decidă dacă va participa la reprezentații. Mi-a plăcut foarte mult delfinașul când sărea, delfinii când atingeau cercurile, când săreau peste. E foarte interesant, plus că delfinii sunt foarte inteligenți. Îmi place mult că cel mic nu prea face nimic, mai mult se plimbă și ceilalți fac scheme uluitoare. Sar, se rotesc, dansează. În acest moment, la delfinariul din Constanța, se află 2 delfini autohtoni și 4 din Ucraina. Bogdan, și delfinariul pregătește pentru zilele Constanței momente speciale, ca și celelalte muzee. Accesul va fi gratuit. Știi că vorbeam ieri despre faptul că muzeografii au hotărât să boicoteze noaptea muzeelor, dar în schimb... Zilele Constanței nu. Da, și muzeele vor permite accesul gratuit al publicului. Da, păi avem, uite, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, de artă... Toate muzeele din subordinea Consiliului Județean au anunțat că vor avea acces gratuit zilele Constanței. Și la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineri Jean Constantin vor fi expoziții. Și ce mi se pare interesant, cu autobuzele supraetajate transformate în scene da. Și plimbate prin cartiere. Uite, nu vor lipsi nici statuile vivante, o să fie o caravană. Iubitorii sportului înțeleg că vor avea parte de activități inedite organizate de Clubul Sportiv Municipal Constanța. Nava Școală Mircea, că toți vorbeam despre ea mai devreme. Le-aș sugera oamenilor să meargă să o vadă, e frumos. Va putea fi vizitată de asemenea gratuit, este în portul militar. Autocazia să navighez cu ea, chiar a fost frumos. Da. Da, ai făcut școală pe ea? Nu, n-am făcut școală pe ea, dar am navigat. Da. Da. Ce are deosebit? E o atmosferă deosebită? Este, da. Și știi ce interesantă e nava? Avea cinematograf, brutărie, foarte, foarte mișto nava. Ai avut ocazia să dormi în un hamac? Nu. Cum dorm? Nu? Nu. Nu. Am înțeles că așa sunt dorm cadeții. Sunt incomode hamacele alea. Dar e de vizitat nava, e o ocazie foarte bună. Uite, încă ceva despre zilele Constanței. Ne transmite administrația locală că 5 orașe înfrățite ale Constanței vor fi alături de noi cu participarea unor cântăreți, ansambluri de muzică și dansuri tradiționale. Da. Chiar un festival, avea dreptate, Harry, mai devreme. Ce artiști te duci să vezi? Te duci să vezi pe Bododel? Mă duc să văd pe Andreea, bineînțeles, n-a pe 21 mai. Asta e. Așa. Dar mă duc să o văd pe Delia. Doar pe Delia? Delia mi-ar plăcea să o văd, da. Și Motens. Da, sunt artiști... Sunt ok. Chiar în regulă. Fain. Da. Care vin. Dacă ne puteți spune... Deci nu-l avem încă pe domnul Antoniadis. Urmează să intre în legătură cu noi domnul Antoniadis, să ne povestească un pic despre parada pe care o vor avea minoritățile. Bogdan, tu pe cine te duci să vezi? Ai zis? Să vedem tot pe Delia, cred că aș vrea să o văd. Dar eu aș fi curios să văd cu spectacole în cartiere. Chiar aș fi curios să văd ce impact au spectacolele pe cartiere. Uite, văd aici că au Porta 6. Unde mai... Ateliere de creație dedicate copiilor. Sunt foarte multe ateliere teatrale. Dedicate copiilor, da. La tine în Tomis Nord? Și la mine în Tomis Nord. O duci pe Ioana la... O să o duc. Foarte bine, bravo. Da. Îl avem pe domnul Antoniadis? Bun găsit, domnul Antoniadis, mă auziți? De română, stimată doamnă. Bună ziua, vă mulțumesc frumos că sunteți alături de noi. Cum vă pregătiți pentru zilele acestea care urmează? Ce o să faceți? De română, doamnă, ce o să facem, ce știe Constanțeanul cel mai bine? O dată pe an, ziua Constanței, ziua noastră, de fapt și de drept, a celor ce locuim în Constanța, a celor ce iubim Constanța. Bun, au fost o serie de controverse, dacă e și campanie electorală. Dar hai să vă spun cinstit, din punctul meu de vedere, poate să vină, cu toate că nu sunt și prezidențiale, poate vine și președintele țării, dacă e constanțean și vrea să ia parte la marș, pentru că e o dovadă a respectului față de acest oraș. Deci, ca să nu lungim mult, la ora 14 dăm strângerea în fața magazinului Tomis. Când? La ora 14:30 vom porni într-o coloană superbă de suflete românești, grecești, armânești, nemțești, de toate felurile. Dar n-avem cum să nu lăsăm în față fanfara militară care ne va ghida pașii pe străzile orașului nostru minunat, însoțiți de doamnele care sunt îmbrăcate în I
tradiționale românești de zeci și chiar sute de ani, unele dintre ele, de doamnele care cosii românești, de foarte multe doamne, știți, asta ne place nouă, să fim înconjurați de foarte multe doamne bine, mai ales în straie populare românești, greci în grecești, armenii în armenești, rușii lipoveni în și uite așa mai departe, însoțiți, nu de poliția locală, ci de doamnele de la Skirt Bikes, dacă știți, da. Doamnele alea frumoase pe biciclete ne vor însoți în tot traseul ăsta și vom încerca să aducem cu noi tot Constanțeanul. Mai spuneți-mi o dată, vă rog, ziua, când se va întâmpla asta? În ce zi? Duminică 19 mai, ora 14. Tony, muzică grecească, unde putem asculta duminică. Și când? Salut! Bogdan Bulbeș în studio. Muzică grecească, unde putem asculta și când? Bogdane, muzică grecească îți dau oricând, îți trimit pe telefon, dar... De la ora 20, adică 8 seara, pe scena montată în piața Ovidiu, să știți că înainte, dacă vrei numai muzică grecească, nu se poate, pentru că pe scenă de la ora 4 vei asculta și vei vedea dansând și greci și toate minoritățile românești, pentru că spun minoritățile românești și nu spun de iurea, pentru că toți în primul rând suntem români, da? După care, la ora 8 seara, Consulatul Republicii Elene în Constanța împreună cu comunitatea aduc pe scena montată în piața Ovidiu o formație de la mama lor acolo, de la greci ăștia. E, vezi, aici voiam să ajung. Ai văzut? Cu doi domni și o doamnă, soliști, veți auzi niște glasuri într-adevăr extraordinare. După care vor cânta de la ora 20 la ora 21. De la tot duminică, dar suntem la ziua de duminică. Da, tot duminică, doamnă. Noi ne place să... Lunea suntem la servici, de-aia le facem pe toate duminică. După care, ca să finalizăm, în loc să spargem farfurii, să știți că vom avea și un foc de artificii ca să sărbătorim ce au cântat grecii, dar nu asta. În primul rând sărbătorim ziua Constanța. Ceea ce pentru constanțeni putem să spunem că este ca o zi națională a României. Anton Antoniadis alături de noi, vă mulțumesc pentru prezență și pentru detalii. Mulțumim, ne vedem Tony. Duminică în piață. De România, mulțumim, Bogdan, mersi. Salut. Mergem mai departe. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită din 19 mai. La centrală vor avea loc lucrări de întreținere ce vor dura aproximativ 5 săptămâni, transmit reprezentanții Transelectrica. Procedura de oprire a unității 1 va începe dimineață cu reduceri succesive de putere, iar la ora 11 unitatea va fi decuplată de la sistemul energetic național. Unitatea nucleară ar urma să fie resincronizată la sistem pe 25 iunie, tot la ora 11. Prin urmare, sistemul energetic național nu va beneficia de aportul celor 700 de megawați ai unității 1 mai bine de o lună. După 36 de ani, timp în care a zăcut ascuns sub mizerie și buruieni, iată că mormântul Hipogeu va fi pus în sfârșit în valoare. Se estimează că acesta va putea fi vizitat începând de luna viitoare. Mormântul pictat a fost descoperit în anul 1988, când pe strada Mircea cel Bătrân din Constanța au început să se construiască blocuri. Specialiștii spun că acest monument este unic și că ar fi aparținut unei importante familii din vechiul Tomis, care a trăit la începutul secolului al IV-lea. Mormântul păstrează o cameră funerară pictată complet, un lucru destul de rar atunci când vorbim despre pictura murală romană din această epocă, mai spun arheologii. În interiorul lui se observă diverse scene cu animale care simbolizează unele dintre credințele vremii, dar și un festin funerar, o masă funerară în jurul căreia sunt adunate 7 personaje. Totuși, a precizat directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța Aurel Mototolea, mormântul va putea fi văzut doar prin intermediul unor camere live, care vor proiecta pe niște display-uri imagini din interiorul mormântului. Constanța se pregătește să vibreze zilele acestea și în ritmurile fanfarei Muzica Apelor, care îi invită pe toți locuitorii și vizitatorii să celebreze împreună zilele orașului într-un mod autentic și plin de emoție. Instrumentiștii constanțeni promit să aducă în sufletele spectatorilor bucurie și emoție printr-o interpretare remarcabilă. Repertoriul variat, ce include valsuri, folclor stilizat, jazz și alte melodii naționale și internaționale, va transforma serile de sărbătoare într-o adevărată horă a prieteniei pe portativ.
baleza cazinoului, emblema istorică a Constanței, va găzdui aceste concerte speciale luni 20 mai și marți 21 mai de la ora 19. Concertele susținute de fanfara Muzica Apelor au devenit un simbol cultural al Constanței și sunt așteptate cu nerăbdare an de an. Nu ratați așadar ocazia de a lua parte la un eveniment care promite să aducă bucurie în inimile tuturor. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada vă invită sâmbătă la evenimentul Dobrogea și Regalitatea. La ora 11 va avea loc vernisajul unei expoziții care prezintă o colecție impresionantă de obiecte de epocă, iar de la ora 13 doritorii vor putea participa la turul cultural pe urmele regilor României, ghidat de profesorul dr. Ivan Răzvan Raul. Participarea la acest tur este gratuită, iar traseul include mai multe repere, printre care Parcul Arheologic, Muzeul de Artă Populară și statuia lui Mihai Eminescu. Punctul de întâlnire pentru acest tur este Centrul Jean Constantin. Cu această informație încheiem ediția de astăzi. Bogdan, mulțumesc pentru prezență și pentru comentarii. Mulțumesc pentru invitație. La mulți ani, Constanța, weekend frumos tuturor! Vreme închisă pe litoral. Ziua de astăzi a adus la Constanța maxime de 16 grade Celsius și ploi slabe. Mâine, același regim termic, 16 grade și cer parțial noros. Pentru duminică, meteorologii anunță 17 grade și cer variabil. Temperaturile pe timpul nopților care urmează se vor situa în jurul valorii de 13 grade Celsius. Vreme capricioasă astăzi și la Cernavodă, au fost 18 grade în atmosferă. Mâine temperaturile cresc însă, vor fi 21 de grade Celsius, spun meteorologii, dar cerul rămâne înorat. Duminică, mercurul din termometre va indica 22 de grade, iar cerul va fi parțial noros. Pe timpul nopților care urmează, maxima va fi de numai 11 grade Celsius. În Mangalia, temperaturi de 16 grade Celsius astăzi la orele prânzului și cer variabil. La noapte, maxima va fi de 12 grade. Pentru mâine, meteorologii anunță 17 grade și un cer parțial înorat, iar pentru duminică, 18 grade și șanse de ploaie. Echipa feminină Farul Constanța, noua campioană a României, va disputa sâmbătă 18 mai pe stadionul central al Academiei Hagi de la Ovidiu ultimul meci pe teren propriu din acest sezon al Superligii contra echipei Cicșerădomir Cureaciuc. Partida contează pentru etapa 11-a penultima din campionat de la ora 12:30, iar după încheierea întâlnirii va avea loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia vor fi înmânate medaliile, tricourile și trofeul de campioană. La final va avea loc și un spectacol pirotehnic, așa cum s-a întâmplat și anul trecut la titlul obținut de băieți. Intrarea spectatorilor la acest eveniment este liberă. Din partea Federației Române de Fotbal vor participa Mihai Stoichiță și Massimo Pedrazzini. O performanță remarcabilă, doresc să felicit fetele, staful tehnic, pe Raluca, care a avut mare încredere în proiectul nostru de la început, și inclusiv pe toată lumea care a participat la obținerea acestui minunat titlu, primul din istoria clubului la fotbal feminin, și vă asigur că nu va fi ultimul. Este un titlu dulce, este un campionat muncit, foarte muncit, am trecut prin multe provocări și victoria este cu atât mai dulce și mai, nu știu, fericită și frumoasă pentru sufletul meu. Echipele CSM Constanța și CS Dinamo București s-au confruntat în sala sporturilor Simona Amânar într-un meci din etapa 25-a penultima din actualul sezon al Ligii Naționale de Handbal Masculin. O partidă pentru palmares, deoarece Dinamo a fost desemnată campioană națională în acest sezon cu 3 etape înainte de final, iar CSM Constanța este vicecampioană. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 32-32. Comogorov a adus în avantaj echipa gazdă, dar la 31-30 dinamoviștii au întors scorul la 32-31. Ionuț Nistor a egalat, iar Achimenco a trimis mingea în bară de la 7 metri la ultima fază a meciului. Echipa constanțeană mai are de jucat în ultima etapă la 23 mai în deplasare cu HC Buzău, o altă partidă fără miză, al cărei rezultat nu-i poate influența poziția în clasament. Joi a avut loc la Buftea finala Cupei Elitelor U17 la fotbal, care a opus formațiile Farul Constanța U17 și FCSB U17. Întâlnirea a revenit bucureștenilor cu 1-0, David Popa evitând deznodământul la lovituri de departajare, după ce a punctat chiar înaintea expirării timpului regulamentar. Ultimul meci al sezonului pentru Farul U17 va fi finala mică a Ligii Elitelor U17, pe care jucătorii pregătiți de Dan Ochia o vor disputa vineri 24 mai contra formației UTA Radu 17.
Echipa de fotbal Farul U18 a susținut la Sibiu finala Cupei de Tineret în compania formației Universitatea Cluj U18. Partida s-a disputat pe stadionul municipal din Sibiu și s-a încheiat cu succesul ardelenilor, care au refăcut handicapul unui gol în repriza secundă. Farul U18 a deschis scorul în minutul 25 prin Luca Bășceanu, finalizare din centrul careului după acțiunea lui Doicaru, însă clujenii au punctat în două rânduri după pauză prin Răzvan Călugăr în minutul 50 prin lovitură de cap în urma unui corner și Antonio Suciu, minutul 67, finalizare în situație de 1-1 cu portarul munteanu, intrând în posesia trofeului Cupei de Tineret ediția 2024. Pentru Farul 18 urmează finala Ligii de Tineret cu FCSB 18, cele două formații urmând să se întâlnească duminică 26 mai de la ora 15 la Târgoviște.